Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mergem vacanță în Grecia cu Tico? Eu. Da, nu, tu? Odată. Ai fost odată? Da, în Grecia. Ai fost odată cu Tico în Grecia? La mare, la noi, nu. Păi asta e. Deci Ion Iliescu îl cheamă pe omul cu Tico. A plecat din nou în vacanță în Grecia. De data asta susține că a ajuns până în Kefalonia. 1140 de kilometri cu toată familia și cu bagajele aferente, adică, cred, un portofel. Băi, este pentru a cincea oară în Grecia cu mașinuța lui, despre care spune că are acum 23 de ani. Eu cred că nu are cum să... Cred că trebuie să fie pe la 25-30 de ani încolo. 23 de ani e prea puțin. Nici nu cred că se mai fabricau. Se trecuse pe Matiz. Ba nu, ba nu. Nu că se mai fabricau? Au mers în paralel o perioadă. Dar n-au legătură. De ce să-i jignim? Sunt două mașini diferite, Matiz și Tico. Da, când a apărut Matizul pe piață, a mai durat un pic și a dispărut Tico. A mai durat ceva. Așa, mă rog. A fost o nedreptate atunci, Matizul era oribil. Tico era o mașină cu personalitate. Deci, domnul Iliescu susține că ar fi plecat din Pantelimon, citez, pe la ora 19. Aș fi zis că a plecat din primăverită, mă rog. Și a ajuns în Nidri, nu știu unde e Nidri, dar înțeleg, în Kefalonia, după ce ar fi parcurs 1140 de kilometri, citez, fix după 14 ore, cu tot cu opriri. Ceea ce este imposibil, adică fără niciun fel de oprire, acest lucru s-ar traduce printr-o viteză medie de 81 de kilometri pe oră. Scrie publicația Newsweek. Deci nu poți să mergi cu viteză medie 80 de kilometri pe oră, 1100 de kilometri. Corect. Până în Grecia. Deci n-are cum. Omul a făcut ceva, cred că a încurcat săptămânile. Adică a zis că a plecat marțea asta și a ajuns marțea viitoare pe la ora mai pe seară. Nu se poate. Da. Și e și o poză cu portbagajul mașinii. Da, portbagajul ăla e ceva deci, special. Bun, e o exagerare când spui portbagajul mașinii. Practic un torpedo la orice mașină normală. Da, practic, punându-și bagaje și-a pus... Fostul proprietar de Tico din studio nu se amuză deloc de aceste glume deplasate. Da, sunt total deplasate, deci fii atent. Deci stai puțin. În poza cu portbagajul apar trei pungi de alea de la Mega. Da. Și asta înseamnă jumătate de portbagaj. De rafie sau mici? De alea de rafie. Ok. Și deasupra mai e un rucsac de copil și încă o sacoșie. Și cu asta basta, adică așa s-a terminat toată treaba. Și zice că mașina e pe GPL. Unde mai intrăm, mă, și rezervorul de GPL? Asta chiar e o minune. Da, și familia care ținea pasagerul din dreapta, îl ține în brațe. O sticlă de 2 litri butelie de GPL. Deși, atent repede ca să vă spun, ultimul de ăsta Tico s-a fabricat în 2001, ne scrie cineva. Deci aha, se încadrează în 23 de ani. Deci... Iar Nidri este în Lefkada, ne scriu mai mulți ascultători. Mulțumim. N-aveau cum să existe dubii. Tico GPL, frățioare. Deci dânsul a ajuns în Lefkada, nu în Kefalonia. Atenție, deci mai e ceva de mers. Deci până în Lefkada. Și oare câți kilometri sunt până în Nidri, Lefkada? Nu știm. O afla imediat. Deci bagaje, familie, știi că pleacă cu berea lui, cu perna lui, plus GPL, plus trei sacoșe de Mega. Cum Dumnezeului reușește să încapă toate Tico? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.